Bună ziua, stimați telespectatori! Am revenit astăzi în studiourile Antenei 3 din Târgu Jiu cu obișnuita emisiune din fiecare joi de la orele 17, Dreptul pe înțelesul tuturor. Și am plăcerea să vă informez că lângă mine se află astăzi colega mea, doamna avocat Cristina Duvlea, cu care vom dezbate probleme esențiale, spun eu, în ceea ce privește legea 18.1991. Bine ați venit, stimată doamnă! Bună ziua, domnul Anino, eu mulțumesc pentru invitație. Aș vrea să vă informez, stimați telespectatori, că astăzi o să dezbatem ceea ce se numește controversata legii 18.1991, care, așa cum rezultă și din anul apariției respectiv 1991, nu s-a materializat nici până astăzi, în sensul că nu s-a încheiat acest proces de retrocedare, de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate și în cea mai mare parte sau în cele mai multe comune ale țării, acest proces încă continuă, sigur, în condițiile în care cereri de reconstituire la nivelul întregii țări mai sunt pentru încă o dată teritoriul României. Statistica pe care ne-o furnizează Ministerul Agriculturii este că retrocedarea în România s-a făcut până la această dată în proporție de 56,8%, iar cererile, așa cum vă spuneam, pentru reconstituirea dreptului de proprietate depășesc cu încă o dată teritoriul României. Cum s-a ajuns la această controversată situație? De ce în unele comune aceste comisii de reconstituire a legii 18.91, și aș vrea să fac o paranteză, în unele comune n-au fost comisii de reconstituire, ci comisii de reîmproprietărire a unora. Și sigur că datorită acestui fapt și a nedreptăților pe care aceste comisii le-au săvârșit, astăzi cetățenii loial cinstit și al căror părinți au umblat de sculți, s-au luptat în războaie pentru a-și dobândi o palmă de teren, au ajuns în situația în care nu li se mai poate reconstitui dreptul de proprietate, deoarece la dispoziția comunelor, la dispoziția comisiilor de aplicare a legii 18 de pe lângă primăriile respective, nu mai există rezervă de teren. Mai mult decât atât, așa cum ați observat și dumneavoastră, sunt acele fabuloase anexe 39, respectiv acele despăgubiri în bani pe care la care cetățenii pot opta în condițiile în care nu li se mai poate reconstitui sau constitui dreptul de proprietate, dar fondurile alocate pentru acest fond de despăgubire la nivel național sunt întotdeauna insuficiente și cred că vor mai trece încă 20 sau 30 de ani până când vor fi acoperite toate cererile de pe teritoriul acestei țări. Pentru că ne-am propus astăzi acest subiect destul de spumos și emisiunea este una interactivă, dumneavoastră puteți să intrați în direct și să puneți întrebări în ceea ce privește aplicabilitatea acestei dispoziții legale, acestei legi imperative care se numește legea 18.91 cu modificările și completările ulterioare. Aș vrea să o rog pe colega mea să vă facă o scurtă introducere a ceea ce înseamnă această lege 18.1991. Vă rog, doamna Cristina. Domnul Aninoiu, ce să spunem, legea 18 pe 1991, imediat după Revoluție, îmi aduc aminte, deși eram foarte tânără, a suscitat un puternic interes în rândul oamenilor, în special în rândul persoanelor care fuseseră deposedate de terenuri de către regimul comunist. Știu la acea dată că bunicii mei și toată lumea din mediul rural erau foarte încântați, mergeau la primărie, la agentul agricol la vremea respectivă și își solicitau cu multă bucurie cu terenul lor, pământurile lor, fără să își dea seama că vor trece chiar mulți ani până să fie efectiv puși în posesie. Puși în posesie și împroprietăriți, un caz fericit, fiindcă mai târziu, când am ajuns să fiu avocat, am constatat că legea 18 pe 1991 încă nu își găsise finalitatea. Este adevărat că legea 18 a suferit numeroase modificări. Au fost stabilite multe termene de finalizare a procesului de reconstituire și constituire a dreptului de proprietate. Și dacă facem un istoric legislativ al evoluției legilor proprietății, putem observa că legea 18 a fost modificată prin legea 169 din 1997 și a fost stabilit un termen de reconstituire la data de 31 decembrie 1998. Iată, acum suntem în anul 2017. A venit legea 1 per 2000, faimoasa lege Lupu,
care de asemenea a acordat oamenilor mari speranțe pentru reconstituirea dreptului de proprietate, nu doar pentru terenurile agricole, cât și pentru terenurile forestiere. La fel îmi aduc aminte bucuria oamenilor din mediul rural că vor putea să își taie lemne din propria pădure și să nu mai depindă de ocolul silvic și de pădurar, cum se spunea în mediul rural. Legea 1/2000, la fel, și-a găsit o aplicabilitate destul de restrânsă, au fost formulate din nou cereri de reconstituire, s-au depus din nou foi de la arhivele județene, acte vechi de proprietate. Așa, ulterior, prin legea 247/2005, când din nou s-au stabilit un nou termen pentru a fi finalizată această reconstituire a dreptului de proprietate, a adus din nou speranțe oamenilor că în final vor fi proprietari. A fost și cazuri nefericite când bunicii, străbunicii noștri efectiv nu au mai apucat să își vadă eliberate titlurile de proprietate. Să facem o paranteză, doamna Cristina, în ceea ce înseamnă această lege 247 și să informăm telespectatorii noștri că această veritabilă lege 247 a venit să completeze celelalte dispoziții legale, în sensul că s-a constatat, organul legislativ a constatat că o mare parte din cetățeni omiseseră din cererea de reconstituire a dreptului de proprietate suprafețe importante de teren arabil, cât și teren forestier. Și în atare situație, această veritabilă lege a fost așa o extindere a glasului poporului în legislativ în Parlamentul României, care a venit să completeze această lege 18 în vederea reconstituirii dreptului de proprietate pentru întregile suprafețe de teren pe care cetățenii le dețineau în registrurile agricole sau, bineînțeles, le dețineau și se putea la timpul respectiv face dovada cu martori. Aș vrea să mai informăm telespectatorii noștri că într-o primă fază, așa cum vă spunea și colega mea, a fost așa în ceea ce privește populația din mediul rural, o explozie de bucurie și de fericire, tocmai cum spunea și dumneavoastră, că țăranul va putea să-și taie lemne din propria pădure, că va putea să-și facă construcție cu lemnul din propria pădure, că va putea comercializa lemne din propria pădure dacă va fi necesar sau că își va arenda sau își va modela pământul așa cum va dori el. Ei bine, aș putea să vă spun că acest lucru nu s-a prea întâmplat, pentru că la ora actuală nu poți să-ți exploatezi propriile păduri decât cu avizul special al RomSilva, în sensul că la un hectar de pădure ai voie să tai mai 5 metri cub pe an și în atare situație 5 metri cub poți să iei dintr-un singur copac dacă e destul de voluminos și de dezvoltat, așa că populația din mediul rural mai are mult de așteptat până când probabil își va exploata așa cum va dori pământul. Sigur că este un nonsens și că Constituția României garantează dreptul de proprietate și mai mult decât atâta, legislația civilă, și mă refer aici la codul civil, spune că fiecare cetățean poate să dispună după cum dorește de proprietatea imobiliară pe care o are. Este un nonsens, aici nu se poate ca cetățeanul să se beneficieze cum dorește, dar se pare că totuși anumite societăți comerciale au găsit un debușeu în această materie pentru că exploatează suprafețe întinse de teren, în special aparținând obștilor, deci terenuri private, dar cetățeanul care deține sigur teren proprietate privată nu poate să exploateze acestea decât în urma unor plăți și comisioane care constau în deplasarea agentului Silvii pentru marcarea anumitor arbori. De asta vă spun că acest nonsens care persistă și la ora actuală și care spun eu că va trebui la un moment dat eradicat, pentru că mai bine decât omul care are în îngrijire pădurea, cred că nu se va ocupa niciodată nimeni, și mai bine decât omul care are terenul, nu cred că va veni un agent al statului care se ocupe să-i protejeze mai bine interesul personal. Și în atare situație, având, bineînțeles, și exemplul statelor în care democrația a avut o conotație mult mai mare și în care cetățenii și-au gospodărit propriile suprafețe de terenuri, fie că au fost cu vegetație forestieră sau fie că au fost terenuri arabile și au ajuns pe culmile, ca să zic așa, ale agriculturii mondiale. Sperăm ca în viitorul apropiat și țăranii noștri sau oamenii de la sate să poată să gestioneze într-un mod eficace terenul proprietate pe care l-au, fie că este arabil, fie că este teren cu vegetație forestieră. Haideți să continuăm, doamna Cristina, pe acest ton și să le mai explicăm cetățenilor privitorii noștri cu privire la legea 18/1991.
Este adevărat din punctul nostru ca profesioniști care am avut ocazia să lucrăm foarte mult pe fond funciar, mai ales domnul Aninoiu cu o vechime destul de mult în profesie și eu am avut ocazia timp de un an și ceva să lucrez la o comisie locală de fond funciar într-o comună a județului Gorj și drept vă spun, am constatat, deși eram un tânăr avocat, că lipsesc specialiștii. Ce înseamnă prevederile legii, din punctul meu de vedere, ca jurist și ca profesionist, sunt destul de clare. Ori, la nivelul comisiilor locale, cei care se ocupau de reconstituirea dreptului de proprietate nu aveau aceste cunoștințe juridice. Și atunci interpretarea s-a făcut la bună apreciere sau membrii comisiilor locale cedau la presiunile persoanelor îndreptățite sau neîndreptățite, deci îmi aduc aminte cu neplăcere de momente în care lucram la comisia locală și anumite persoane veneau și făceau un adevărat scandal în fața primăriei și în sala de lucru, care după ce dobândiseră titluri de proprietate pentru suprafețe în baza unor hotărâri judecătorești care nu trebuie puse în discuție, dar care din punctul meu de vedere ca jurist îmi ridicau semne de întrebare și revin. Deci prevederile legii au fost destul de clare, chiar dacă s-a modificat. Important era ca la nivelul comisiei să ai nu doar agentul agricol, secretarul de primărie, care ulterior dumnealor au avut cunoștințe juridice, specialiști din toate domeniile, de la cadastru sau chiar instruiți. Presupun că la nivel de prefectură, unde era Comisia Județeană, se făceau anumite instruiri și chemări ale membrilor comisiilor locale. Dar atunci am constatat, după un an de activitate, efectiv am renunțat să lucrez la acea comisie locală, spunând că această procedură de reconstituire nu se va termina niciodată. Și cu adevărat, iată, au trecut 6 ani și au survenit numeroase modificări legislative, procesul de reconstituire nu este finalizat. Da, doamna avocat, ceea ce spuneți dumneavoastră este foarte pertinent și probabil că toți privitorii noștri sunt la sentimentul dumneavoastră, în sensul că lucrurile așa au stat, dar mai mult decât atât, în greșita interpretare a unor factori decidenți, în ceea ce înseamnă Comisia de Aplicare a Legii 18, care este coordonată de primarul localității, de un grup de juriști, s-a ajuns până acolo încât acel registru agricol care este declarativ să fie cartea de căpătâi, ca să zic așa, în reconstituirea dreptului de proprietate, registrul care a fost anotat și modificat după bunul plac al fiecărui funcționar din primărie. Mai mult decât atât, de foarte multe ori ne-am întâlnit cu următoarea situație. X avea acte de proprietate autentice, adică contracte de vânzare-cumpărare din anii 1920, 40, 60 și așa mai departe, iar Y avea terenul înscris în registrul agricol doar cu titlul de, eu știu, de folosință, sau probabil că atunci în 1959-63, când s-a făcut raportările, fiind un registru, așa cum vă spuneam, declarativ, în general, latifundiarii și-au declarat suprafețe mai mici pentru că impozitele și taxele erau unele insuportabile. Și atunci au trecut la vecinii lor sau la oamenii care erau arendați și munceau pe terenurile vecinilor lor și au trecut aceste suprafețe de terenuri și ne-am regăsit în ipoteza în care X, care într-un sat știa toată lumea că n-a avut nici măcar o palmă de pământ, și-a reconstituit dreptul de proprietate pentru 5 sau pentru 10 hectare. Este de bun augur să, și privitorii noștri trebuie să știe, dar și factorii decidenți din primărie, că pentru reconstituirea dreptului de proprietate sunt necesare, în general, mai multe argumente, mai multe acte și mai mulți martori. Dar așa cum vă spuneam, în cele mai multe cazuri s-a trecut peste actele autentice și bineînțeles că a mai fost și lacunar această lege 18/1991, în sensul că la prima ei apariție era apanajul exclusiv al Comisiei Locale a Legii 18/1991 să stabilească amplasamentul retrocedării suprafețelor de teren. Ulterior s-a venit cu modificarea în sensul că s-a scris de regulă pe vechile amplasamente, dar această de regulă a apărut mult mai târziu, odată cu apariția legii 169 și bineînțeles că o grămadă de terenuri fuseseră retrocedate și nu se mai putea face nimic, în sensul că fusese eliberate titlurile de proprietate legale și chiar acțiunile în instanță nu și-au găsit rolul pe care trebuia să-l găsească.
Aș vrea să vă spun, stimaților privitori, că această controversată lege 18.1991, care, iată, suntem în anul 2017 și este departe de a-și atinge scopul pentru care a fost elaborată, a suscitat și a creat nenumărate animozități în rândul comunităților locale, pentru că vecinii s-au luat la ceartă, membrii aceiași comunități s-au luat la ceartă și mai mult decât atât, acolo unde comisiile de aplicare a legii 18 au fost unele incorrecte, necinstite, aș putea să spun, și sunt, cum să vă spun, de notorietate 4-5 comune din acest județ care s-au dat titluri de proprietate de câte 2-3 unul peste altul, care s-a eliberat adeverință de punere în posesie în funcție de interesul fiecăruia, care au eliberat titluri de proprietate pentru fruntașii sau pionerii politici ai partidului aflat la timpul respectiv la guvernare și care au primit terenuri, bineînțeles, numai în intravilan, cu posibilități de cu acces la utilități, terenuri care sigur aveau acces la drumul public și bineînțeles că oamenii care chiar au avut terenuri acolo, ulterior, care au crezut în aceste comisii și care au așteptat să li se reconstituie dreptul de proprietate, au fost puși în fața faptului împlinit și s-au trezit că au primit terenuri, dacă a mai fost loc de primit aceste terenuri, pe undeva prin fundul localităților din care fac parte. De aceea vă spuneam la începutul acestei emisiuni că multe dintre comisii, aceste comisii nu au fost comisii de reconstituire și au fost comisii de împroprietărire, s-au trezit așa, cu concursul nemijlociț al faptelor decidenți în ceea ce înseamnă în materie penală, care au tolerat această situație, de fapt, atât președinților de comisii, cât și comisiilor în sine, și s-a perpetuat, bineînțeles, această situație până în zilele noastre, când este o nebunie generală și dacă te duci la orice primărie, și mă refer la câteva din cele care au reconstituit foarte puțin până la această dată, în fiecare luni când se țin aceste ședințe de analize pe comisii, este o întreagă tevatură și bineînțeles că nu cred că curând se va sfârși această lege. Spunea colega mea că uneori s-a cedat și la presiuni. Da, sigur, au fost cetățeni care au exercitat presiune asupra membrilor comisiei prin crearea de altercații prin fața primăriei, prin strigături, prin organizarea de manifestații și bineînțeles că și membrii comisiei sunt oameni, s-ar putea să fie cedat și la aceste presiuni și uneori să fie reconstituit dreptul de proprietate în mod ilegal. Este adevărat că legea 169 precizează cu certitudine la dispoziții, în dispozițiile articolului 3 roman, litera A, care sunt modalitățile și care sunt condițiile în care un titlu de proprietate poate fi atacat dacă sunt încălcate dispozițiile legale și bineînțeles că acolo sunt enumerate într-o ordine cronologică condițiile în care cetățeanul nemulțumit se poate adresa instanțe de judecată pentru ca un titlu de proprietate să fie anulat. S-a mai întâmplat un lucru pe care dumneavoastră probabil l-ați simțit și chiar astăzi am avut în localitatea Telești, chiar și zilele trecute, mai ales din localitatea Telești, am avut situații în care s-au dat titluri de proprietate, s-a modificat planul parcelar din mers fără să informeze pe nimeni, s-au făcut acte de vânzare-cumpărare pe terenuri pe care cetățenii aveau titluri de proprietate și astăzi, dacă te duci la primărie și vreau să te întreb, domnule primar, unde este terenul meu și îți arăt titlul de proprietate, nu poate să-ți arate unde este tarlaua și parcela respectivă. Este un fapt reprobabil, este un fapt strigător la cer, aceste lucruri trebuie să nu se întâmple și așa cum vă spuneam, ar trebui ca factorii decidenți să fie mai incisivi în ceea ce înseamnă aceste comisii de acum înainte. Haideți să continuăm, doamna Cristina, să explicăm cetățenilor noștri cam ce se mai poate face astăzi în condițiile în care cetățeanul are cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, are, bineînțeles, și validare din partea Comisiei Comisiei Județene. Județene, dar Comisia nu e reconstituită din dreptul de proprietate. Da, suntem în această situație nefericită pentru oameni, dar și noi ca și profesioniști, de multe ori nu înțelegem această atitudine a comisiilor locale. Și discutăm procedural și pe aspecte practice cu care noi ne confruntăm zi de zi în activitatea noastră. Ce se întâmplă? Omul are cerere depusă la comisia locală încă din anul 1991. Are și validare. Are cerere și pe legea 247. Mai nou, are cerere și pe legea 165 pe 2013. Comisia locală, sub diferite pretexte, sau sunt prea aglomerați, sau nu au personal suficient, îndrumă oamenii către instanța de judecată. Într-un fel, ca să fim mai corecți și mai Da. cinstiți cu privitorii noștri, pasează răspunderea Da. comisiei pe umerii judecătorului, care de cele mai multe ori, investit fiind cu judecarea unei spețe, va trebui să se pronunțe.
Și mai dramatic este faptul că de multe ori Comisia Locală formulează întâmpinări, comisiile locale, nu doar ne referim la o singură comisie locală, formulează întâmpinări prin care contestă dreptul de proprietate al oamenilor. Deși sunt cazuri în care oamenii chiar își dovedesc proprietatea și ce se întâmplă? S-a creat un blocaj al actelor. Acum lucrurile s-au complicat. Dacă la nivelul anului 2004, îmi aduc aminte, reprezentanții comisiei locale se deplasau în teritoriu și făceau măsurătorile cu ruleta și se desenau schițele terenurilor pe foi A4. Și se completa procesul verbal de punere în posesie acolo, la capătul tarlalei, al parcelei, cu toți oamenii satului. Acum aceste proceduri nu mai sunt admise și nu mai sunt posibile, fiindcă există aceste măsurători topografice de specialitate, cât și necesitatea cărților funciare. Și cetățeanul care trebuie să-și obțină titlul de proprietate, pe propria cheltuială trebuie să realizeze aceste măsurători, acest să achite toate costurile aferente și, bun înțeles, eliberarea titlului de proprietate rămâne acum apanajul instanței de judecată, fiindcă ea este cea care constată pe baza probelor administrate că persoana este îndreptățită să primească terenul. Sigur, așa cum vă spuneam, acest an pasant o Calașah, în fapt, pentru instanțele de judecată a fost, la un moment dat, factorii decidenți, așa cum vă spuneam, din comisiile de aplicare a legii 18, văzând că nu mai fac față și că unele terenuri cu știința lor și cu bună știință fusese retrocedate în mod legal, i-a trimis spre instanța de judecată și li s-a convenit mai simplu că atunci când cetățeanul venea la primărie, se adresa comisiei locale, să spună, ia du-te tu la instanța de judecată și caută-ți dreptatea acolo. Motiv pentru care s-a întâmplat și următorul fenomen, să se dea hotărâri judecătorești pe aceeași suprafață de teren, pentru că n-a știut Gheorghe cu Vasile că se judecă Ion cu Ilie. Da. Și cum comisiile locale n-au intervenit de multe ori, atenție, vă spun, n-au intervenit în aceste litigii, bineînțeles că a fost posibil ca să se suprapună hotărâri judecătorești. S-a dat un termen de grație și știm foarte bine că anul trecut nu s-au eliberat titlurile de proprietate pe durată de 6 luni pentru a fi inventariate toate terenurile din această țară care sunt la dispoziția comisiei locale, să vedem ce se mai poate retroceda în această țară, ce se mai poate reconstitui și dacă mai există teren disponibil la nivelul comisiilor locale. Presupun că aceste inventarieri s-au făcut, s-au raportat. Este adevărat că a fost fără ecou, în sensul că în mass media n-a apărut și nimeni n-a luat poziție din cadrul Ministerului Agriculturii să ne spună, domnule, atâta mai avem disponibile 7.000 de hectare de suprafețe de teren sau vegetație forestieră. N-a spus nimeni acest lucru, s-ar părea că a fost o chestie doar pentru o anumită categorie de persoane care trebuia să aibă acces la această informație. Publică n-a fost făcută niciodată și de aceea acest fenomen care s-a reluat după 1 ianuarie 2017 pentru eliberarea titlului de proprietate a rămas tot unul care merge tot în acest rid. Aș mai vrea să vă mai spun că pe teritoriul județului Gorj, această reconstituire a terenurilor agricole în localitățile, atenție, în care terenurile nu au fost preluate în vreo formă abuzivă de CAP, EAS sau o altă formă de organizare statală, s-a făcut, așa cum vă spuneam, la latitudinea comisiilor locale, pentru că în celelalte situații oamenii își cunoșteau terenurile și n-a fost necesară niciun fel de retrocedare pentru că fiecare om a revenit la terenul lui. N-a fost necesară această reconstituire a dreptului de proprietate nici în Ardeal, pentru că acolo, încă de la 1859, a fost instituită cartea funciară, iar reconversia dreptului de proprietate, schimburile de terenuri, precum și vânzările, cumpărările de terenuri, au fost înregistrate în cărțile funciare și n-a fost niciun impediment. Ei bine, s-a mai pus problema acum ca în mod gratuit să se facă cadastrări la nivelul fiecărei comune din România și, bineînțeles, ca fiecare cetățean să beneficieze în mod gratuit de instituirea unei cărți funciare la nivelul localităților. Se pare că și această lege a rămas undeva la nivelul de proiect. Se pare că execuția ei nu și-a găsit niciodată aplicabilitatea datorită lipsei de fonduri și, bineînțeles, de personal. Imaginați-vă cam câți experți topografi trebuie să participe la această operațiune cadastrală de amploare
Și mai mult decât atât, am observat că Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară s-a modificat legislația și acum parametrii la care se raportează și în care se fac măsurătorile, culme, ironie, nu mai coincid cu cele dinainte. Și o să vedeți foarte mulți cetățeni, când vă veți duce la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, că după 15 ani, după ce v-ați făcut carte funciară și cadastru, măsurătorile pe care le va face nou topometrist nu mai corespunde cu ce aveți dumneavoastră în teren și vă trezi atunci când vreți să edificați o construcție, că nu mai corespund și că trebuie să faceți cu totul și cu totul alte măsurători și că amplasamentele nu mai sunt chiar aceleași. Mă rog, este o, încă o dată, așa cum vă spuneam, o chestiune care probabil pe mine mă depășește. Eu nu pot să înțeleg de ce a trebuit să facem noi măsurători într-o altă și într-o altă dimensiune, în condițiile în care cele făcute până în anul 2005 erau suficient de bune, se emiseseră cărți funciare, erau emise titluri de proprietate pe acestea, erau măsurători suficient de stabile. Dar apanajul emiterii acestei legi aparține legiuitorului. Unele legi sunt făcute ca să fie așa un fel de stat în stat și aici aș putea enumera legea energiei electrice, această lege de la OCPI, care efectiv nu poți să treci peste ea, ba mai mult decât atât, nici nu te poți judeca niciodată cu OCPI-ul, OCPI-ul prescurtat, pentru că înseamnă Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, deoarece în toate litigiile în care se atacă cărțile funciare, aceasta nu are calitate procesuală pasivă, așa cum a constatat în alta curte printr-o decizie emisă în urmă cu vreo 3 sau 4 ani de zile. Așadar, ne judecăm noi între noi, OCPI-ul nu face parte, încercăm să modificăm sau să anulăm aceste planuri cadastrale, dar sigur că acest lucru este aproape imposibil. Stimați telespectatori, aș vrea să luăm o pauză publicitară de 5 minute, după care vom continua în același ton cu dispozițiile de aplicabilitate a legii 18/1991. Ați văzut emisiunea aseară? Eu n-am văzut. Ia povestiți. E incredibil câte animale mor că aruncăm peturi la întâmplare. Dar n-ai văzut și cu hârtia? Adică, pe bune, frate, câți copaci am putea să luăm de la tăiere? Gata, de-acum colectăm separat. Hei, care-i treaba? Vorbeam de gunoi aruncat la întâmplare. Eu nu știu ce efect dezastru astea au. Dar de azi m-am atitudine. Uite! Nu știai acum e cool să colectezi separat. Visați la o nuntă de vis cu sute de invitați într-un loc deosebit? Alegeți restaurantul Marigab din Turceni. Două săli moderne vă stau la dispoziție pentru nunți, botezuri sau alte evenimente. Meniuri alese cu cele mai gustoase preparate după rețete tradiționale. Ne dorim ca evenimentele pe care le găzduim să fie de o calitate ireproșabilă, de aceea suntem atenți la fiecare detaliu. Restaurantul Marigab asigură și cazare în camere luxoase amenajate la cele mai înalte standarde. Clienții care închiriază localul pentru evenimente beneficiază de cazare gratuită. Restaurant Marigab, Turceni, Strada Muncii, numerele 19-22. Rezervări la telefonul 0766-949-901. Marigab, plăcerea de a petrece clipe de neuitat. Vrei să-ți deschizi un restaurant, un cafe-bar sau o rețea de catering? GM Proficuip îți ușurează munca. Alege echipamente profesionale, ambalaje, mobilier și multe alte produse pentru dotare și funcționare. Frigidere verticale, mese de lucru, chiuvete, hote, aparate de gogoși, vată de zahăr sau popcorn, dozatoare de suc, mașini de înghețată sau plite de clătite. Noi și second hand la magazinul situat în Târgu Jiu, pe strada termocentralei numărul 39, în zona fostului CET. Se asigură servicii și piese de schimb. În plus, vă puteți aproviziona cu diverse materii prime pentru produse de cofetărie și patiserie, dar și ambalaje pentru preparate în sistem catering. GM Proficuip, soluția rapidă pentru dotări profesionale de restaurante, hoteluri, cafebaruri și catering. Într-un paradis natural, popasul Jaleșul te așteaptă în atmosfera de bazma satului gorjenesc. În Arcan, pe malul Jaleșului, popasul nostru este locul ideal pentru relaxare și distracție, unde să vii cu familia și prietenii. La noi găsești mâncarea tradițională românească. Gustul și aromele învietoare sunt completate de un ambient rustic.
la Popasul Jaleșul găsești cazare cu numai 50 de lei pe cameră. Pentru că vrem să-ți oferim un sejur de neuitat, piscina și terenul de fotbal completează cadrul perfect pentru petrecerea timpului tău liber. Prinde ofertele campaniei de primăvară 2017 la Raico Târgu Jiu, dealer autorizat Husqvarna. Până la sfârșitul lunii iunie ai 200 de lei reducere la motofereastrăul Husqvarna 236-2 și moto-unealta Husqvarna 128R, precum și la moto-uneltele GuardView și motofereastraele pentru elagaj. Prinde reducerea de 300 de lei la motofereastrăul profesional Husqvarna 365. La modelul 562XP reducerea este de 200 de lei plus cadou o cască de protecție. La cumpărarea unei mașini de tuns gazon se oferă cadou un set farfeci grădinărit, iar la achiziționarea unui tractor pentru tuns gazon, cadoul este un refulator Flymo PowerVac 3000. Campania de primăvară aduce mari reduceri la toată gama de motounelte și refulatoare pentru frunze. În plus, la cumpărarea unui Husqvarna Rider 320 AWD se oferă 30% reducere la o serie de accesorii. La noi mai puteți găsi motocultivatoarele Verdina destinate grădinilor. Oferta completă în magazinele Husqvarna din Târgu Jiu, Novaci, Târgu Cărbunești, Motru, Turceni și Padeș. Raico, dealer autorizat Husqvarna. Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 112. Ia-l naiba de greu să fim cei mai buni! Bună ziua, revenim după pauza publicitară cu aceeași temă pe care am promulgat-o la începutul acestei emisiuni, respectiv legea 18/1991. Și vă amintesc, stimați telespectatori care ați intrat, care ați venit în fața aparatelor TV după pauză, că am plăcerea să am lângă mine astăzi invitată pe doamna avocat Cristina Duvlea, colega mea din Baroul Gorj, cu care împreună vom încerca să elucidăm aceste neliniștite meandere, ca să folosesc o subtilitate a termenului legii 18/1991. Da, Cristina Duvlea, haideți să explicăm telespectatorilor noștri ce a venit să modifice legea 165/2013 sau ce a venit să completeze la legea 18/1991. Prin legea 165/2013 s-a încercat finalizarea procesului de restituire în natură și prin echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv de regimul comunist în România. Această lege, deși publicată în Monitorul Oficial din 17 mai 2013, a suspendat pentru început pe un termen de 6 luni procedura de reconstituire a dreptului de proprietate, termen care ulterior a fost prelungit cu încă alte 6 luni și deja constatăm noi ca profesioniști, dar și oamenii care s-au adresat comisiilor locale, că au trecut 4 ani în care exact această procedură a fost suspendată și nu s-a finalizat. Ceea ce mă îngrijorează pe mine ca profesionist și analizând textul legal al legii 165, s-a prevăzut ca până la 1 ianuarie, culmea ironiei, 2017, să fie încheiat procesul de finalizare a eliberării titlurilor de proprietate, lucru care nu s-a întâmplat. De fapt, dacă dumneavoastră știți foarte bine, aceasta a fost și una dintre directivele și una din posibilitățile instituirii infringementului pentru România, adică Parlamentul European a statuat și a dispus ca România să se finalizeze o dată această procedură începută cu 16 ani în urmă și cu 26 de ani în urmă și neterminată până la această dată. De aceea spune colega mea că termenul maximal care era stabilit pentru încheierea acestei proceduri de reconstituire și reconstituire și constituirea dreptului de proprietate era 1 ianuarie 2017. Să continuăm, doamna Cristina. Analizând legea 18/91 prin prisma legii 165/2013, noi ca și profesioniști observăm că sunt anumite prevederi care sunt abrogate tacit. Și aș vrea să menționez articolul 44 care din legea 18 prevedea inițial ca terenurile din fostele islazuri comunale. Și aici este o mare problemă, fiindcă știm, oamenii de la țară
își duc animalele. De când e lumea, lumea a fost izlas comunal, exact, în comunitățile rurale. Exact. Așa, deci legea 18 spunea că vor fi restituite în proprietatea comunelor sau după caz în administrarea primăriilor și se plătea acea taxă de pășunat la începutul fiecărui an. Legea 165 vine și ne spune că aceste islazuri pot fi trecute în rezerva primăriei spre a fi reconstituit dreptul de proprietate în cazul celor care nu-și mai pot recupera terenul pe vechiul amplasament. Și iată două prevederi contradictorii care eu ca profesionist cunosc câteva spețe și aș vrea, și acum pot să le spun oamenilor, că această trecere a izlazurilor la comisiile locale de fund funciar s-a făcut abuziv. Eu nu știu, poate dumneavoastră, domnul Aninoiu, cunoașteți că era necesar organizarea unui referendum local al cetățenilor din comuna respectivă pentru ca izlazul să treacă la primărie. În general, și avizul Ministerului Agriculturii. Da. În general trebuie știut faptul că proprietatea comună, proprietatea Consiliului Local este proprietatea comună și este a tuturor cetățenilor. Orice suprafață de teren care se scoate din proprietatea publică și este trecută în proprietate privată trebuie supusă cenzurii publice, trebuie făcut un referendum în acea comunitate, trebuie să întrebăm pe cetățeni, lucru care nu s-a întâmplat. Ei bine, la un moment dat o să vedeți dumneavoastră că aceste lucruri se răsfrângă împotriva celor care au luat aceste decizii. O să vă mai întreb 5 minute, doamna Cristina, că nu vreau să uit și vreau să aduc în discuție următorul aspect. Foarte mulți cetățeni, și mă refer în acest județ, unde eu activez și de atâția ani de zile ca avocat și m-am întâlnit cu tot felul de situații diferite, ca să zic așa, de la o localitate la alta. Foarte mulți cetățeni au obținut, da, avem un telefon și ca să nu lăsăm pe telespectator pe fir, da, o să continuăm după aceea. Vă rugăm, alo! Alo! Să trăiești, domnul Aninoiu! Bună ziua! Și să rămână stimate, domnule, coleg! Bună ziua! Având în vedere că sunt în proces cu o persoană care nu poate justifica pe un teren și eu am terenul de la moștenire, de la bunicul meu, pe care dintre acesta eu muncesc jumătate din el, pe care restul mi-l deține doamna. Ce vreau să vă zic? Că având în vedere că am avut pe domnul Bobu, avocat... Nu, haideți să nu dăm nume. Da. Haideți să trecem peste asta. Da. Având în vedere actele pe care dânsul știe două dosare și le cunoaște, am citit asta de la devenință de moștenitori, cum a zis dumneavoastră, din 91, de la bunicul meu, când s-au retrezorzat terenurile atunci. Asta vă spuneam, că în 1991 s-au reconstituit drepturi de proprietate și unii dintre bunicii noștri au luat aceste terenuri, cum vă spuneam, luptând în războaie sau mergând de scuți pentru a strânge bani. Și acolo aveam 25 de ari, dintre care mi s-a pus că să mă duc să iau de la arhivă tot terenul care deținea bunica meu și acolo a fost vaca satului 25 de ani. Da. Și doamna respectivă a făcut la primărie ce a făcut, trei titluri de proprietate, acolo a fost o bandă, s-a demontat banda. Ea avea 7 metri jumătate la stradă și acum are 26 de metri a ocupat terenul de la bandă. Acum eu mă judec de 5 ani de zile. De 5 ani de zile, vă dați cu seama că eu m-am întâlnit cu dumneavoastră, că acolo vă mai întrebam de dânsul, știți? Da. Da, da. Și eu nu știu că dânsul n-a putut, fiind și aceea la fața locului cu domnul expert, a făcut primul raport de expertiză și ne-a dat drept de cauză, nu că ne-a dat drept de cauză, a spus că nu ocupă, nu ne ocupă doamna. Nici noi, nici el. Dintre care, într-o lună de august, acum 2 ani de zile,
vine iar al doilea raport de expertivă și spune că s-a suprapus terenului. Într-un cuvânt, aș putea să spun că unul dintre experți a constituit un raport mincinos. Așa, al treilea raport. Deja ați ajuns la al treilea. Dintre care nu l-am mai văzut pe cea, dintre care eu am avut la primul raport de expertiză, am avut pe domnul avocat, la fața locului. Știe dânsul despre ce-i toată vorba, știe, a fost pe teren pas cu pas cu expertul și până la urmă ajunge în drept de cauză tot eu de cap din teren. Da, stimate domn. Da. Ideea este în felul următor. Nu știu dacă astăzi vă aflați în fața unei hotărâri definitive. Mă gândesc că ați ajuns și în faza de apel și sunteți în faza... Am ajuns într-o fază definitivă, dar... În care mă gândesc că... De judecată să le plătesc eu. Păi, mă gândesc că în cazul ăsta sigur ați pierdut dumneavoastră și acel apel dacă cheltuielile de judecată trebuie să le plătiți. Bun, ce trebuie să rețineți dumneavoastră este următorul aspect. Da, dacă... Ambele rapoarte de expertiză, sau trei, câte ați zis dumneavoastră? Trei rapoarte de expertiză. Trei rapoarte. Primul a fost la fața locului. Dacă încă o dată. Primul și al doilea și al treilea au fost făcute din burtă. Ei, tocmai asta vreau să vă spun, că o neconcordanță flagrantă între rapoartele de expertiză și mai ales dacă experții nu s-au deplasat în teren, dar mă rog, dumneavoastră trebuia să cereți nulitatea acestor expertize dacă nu s-au deplasat în teren sau refacerea rapoartelor de expertiză în instanță, dumneavoastră vă puteți adresa cu o plângere penală parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu, pentru că, atenție, unul dintre acei oameni pe care dumneavoastră i-ați plătit nu și-a făcut treaba sau nu și-a făcut treaba cum trebuie. Adică neconcordanțele majore, în sensul că un teren se suprapune și altul spune că nu se suprapune, conduc la ipoteza că unul din acele rapoarte, dacă nu chiar două, sunt mincinoase, pentru că ăsta este termenul, mincinoase. Și atunci eu vă sugerez să formulați o plângere penală împotriva expertului pe care dumneavoastră considerați că a întocmit acest raport defectuos și organele de cercetare penală vor trece și ei la măsurători așa cum se pricep cu ruleta, dar vă spun că le fac mai bine decât mai bine. Nu le fac mai bine, că unii le fac așa cum doresc dumnealor și bineînțeles că instanța de judecată și noi avocații nu suntem experți topografi și suntem ținuți să le luăm ca atare, chiar dacă de foarte multe ori vezi cu ochiul liber că acele rapoarte frizează ridicolul sau că n-au nicio legătură cu realitatea faptică. Dar așa cum vă spuneam, singurul lucru pe care îl mai aveți la dispoziție este să formulați această plângere penală și dacă va primi eficiența juridică scontată, bineînțeles că puteți să revizuiți hotărârile dumneavoastră. O să vă caut pe dumneavoastră, să vă stăm de mai... Pe mine sau pe orice alt avocat din Barou Gorj, cu cea mai mare plăcere, vă pot da aceleași... O să vă caut pe dumneavoastră, da. Bine. Vă mulțumim pentru intervenție, bună ziua. Da, și continuăm pe același ton, vreau să vă spun că la nivelul entităților locale, în ceea ce privește aceste forme de retrocedare, am găsit numeroase anomalii de-a lungul timpului. Și vă mai spuneam eu și începusem să vă spun că oamenii sunt astăzi în posesia unor hotărâri judecătorești definitive, pe care primarii, în calitate de președinți ai comisiilor de aplicare a legii 18.91, refuză să le pună în aplicare. Stimați domni, chiar dacă este adevărat că aveți o funcție de demnitar și ați fost aleși și comunii, eu vă spun că o hotărâre judecătorească, că e proastă, că e bună, că vă convine dumneavoastră sau nu vă convine, că îmi convine mie avocatului Aninoiu sau nu-mi convine, ea trebuie pusă în executare indiferent de consecințele acesteia. Ori pentru a exista un stat de drept, așa cum vrem să ne lăudăm de vreo 27 de ani încoace, acest lucru trebuie să înceapă cu justiția. În orice stat în care nu există justiție, există anarhie. Ori dacă această anarhie este provocată de la omul numărul 1 din localitatea, municipiul sau orașul reședință de județ sau orașul din acest județ, atunci fără doar și poate că este ca pe o scară, toate treptele se deteriorează până jos, cu amploarea și cu greutatea, bineînțeles, a fiecarei trepte. De asta vă spun că este bine să dați curs și să puneți în executare dispozitivele cererilor de chemare în judecată, pentru că, încă o dată vă spun, dacă astăzi beneficiați de oarecare clemență a organelor judiciare și mă refer aici la parchete, eu nu cred că mâine sau poimâine se va mai întâmpla același lucru și la un moment dat vă puteți trezi că această nepunere în executare a hotărârii judecătorești, care este infracțiune penală, poate să aibă consecințe negative asupra dumneavoastră. De aceea eu zic că e bine să dați curs acestor sentințe judecătorești, chiar dacă executorii judecătorești nu vă pot obliga, că n-au cum să vină să vă oblige să puneți pe X sau Y în judecată. E adevărat că cetățeanul îi rămâne la îndemână. Singura clauză penală care poate să o însereze în sensul de a obliga la daune interese
pe primarul localității, pentru că comisia nu are la dispoziție fonduri și sunt N plus 1 comisii care sunt obligate la despăgubiri de câte 100 de lei pe fiecare zi întârziere, dar fiindcă nu au fonduri la dispoziție, nu pot fi executate, se prevalează de această situație. Da. Sunt foarte mulți cetățeni din județul Gorj, dar sigur că eu le-aș indica ca să se judece pe o altă cale cu statul român, pentru că statul trebuie să le apere interesele în condițiile în care entitatea respectivă n-a găsit corespondență. Dar mai mult decât atâta, avem și o experiență pozitivă. Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunțat în câteva hotărâri, tocmai pentru nepunerea în executare a hotărârilor judecătorești și a neplății acestor daune pe care cetățenii le-au solicitat, mă refer la, aceste daune de întârziere a punerii în executare a hotărârii, și a obligat statul român la despăgubiri în favoarea cetățenilor care au achesat și care au cerut sau care au solicitat curții acest lucru. Aș vrea să vă mai spun că datorită inadvertențelor provocate din partea factorilor decizionale în România, Curtea Europeană a obligat numai anul trecut România la despăgubiri de 69 de milioane de euro în favoarea persoanelor fizice. Și atunci, domnilor și doamnelor, domnilor, cei care, sigur, dețineți o poziție decidentă, este bine ca aceste hotărâri judecătorești să le dați importanța cuvenită. Pentru că, așa cum vă spuneam, dacă dumneavoastră nu le dați importanța cuvenită, categorică nici acel cetățean nu vă va respecta pe dumneavoastră dacă dumneavoastră nu veți respecta o hotărâre judecătorească. Bun, trecând pe acest preambul, aș vrea să continuăm pe același ton cu doamna Duvlea Cristina și să vedem ce se mai întâmplă cu această lege 165 și cu retrocedarea acestor izlazuri în favoarea persoanelor fizice din cadrul comunităților rurale. Da, ce trebuie să știe oamenii, domnul Aninoiu? Toți oamenii care au aceste dosare pe rolul comisiilor locale și bănuiesc că o să intre și pe rolul tribunalului, trebuie să știe următoarele. Comisia locală a fost obligată prin legea 165 pe 2013 să inventarieze situația tuturor terenurilor agricole și forestiere aflate în domeniul public și privat al fiecărei localități, mai mult, și aici ne întoarcem la oficiul de cadastru despre care dumneavoastră ați făcut discuție, este cel care pune viza pe această situație întocmită de comisiile locale. Tot comisia locală, și oamenii trebuie să știe, fiindcă și dumneavoastră ca și mine, omul vine la noi și ne spune, am fost la comisia locală și m-a trimis la plimbare. Iertați-mi exprimarea. Ce să știe oamenii? Comisia locală a avut obligația de a centraliza toate cererile de restituire nesoluționate, fiindcă există și situații în care au fost eliberate titluri de proprietate pentru o parte din terenurile solicitate de cetățeni. Mai mult, pentru aceste cereri nesoluționate, comisiile locale sunt obligate să-i pună în posesie pe oameni. Și aici venim la această rezervă a comisiei locale, care a fost instituită de articolul 6 din legea 165 și sunt menționate și izlazurile comunale, care efectiv au fost preluate cu sau fără respectarea prevederilor legale și se va încerca reconstituirea pe alt amplasament decât pe amplasamentul inițial, fiindcă asta este și noutatea care o aduce legea 165 față de legea 247, care spunea reconstituirea se va face pe vechiul amplasament și toată lumea era bucuroasă, o să-mi iau terenul unde l-a avut bunicul sau străbunicul. Dacă era așa. Dacă era, dar era un cadru legal. În legea 165 vine cu această noutate. Dacă nu mai este posibilă reconstituirea pe vechiul amplasament, poate fi reconstituit sau constituit dreptul de proprietate pe un alt amplasament. Și bineînțeles, comisiile locale s-au dus prima dată la izlazurile comunale, că din păcate cred că numai acestea mai sunt libere la nivel de localități. Vedeți dumneavoastră, există și un paradox. Pe de o parte, oamenii se bucură că această lege 165 pe 2013 vine să repare într-o oarecare măsură, ca să vorbim de o reparație materială a celor care nu mai au posibilitatea de a-i se reconstitui dreptul de proprietate, dar vreau să vă spun că privind în perspectiva dezvoltării localităților, este bine de știut că la dispoziția Consiliului Local sunt suprafețe de teren pe care investitorii,
pot să creeze spații de lucru sau pot să-și înființeze societăți care să creeze locuri de muncă. Sigur că da, consiliile locale creind facilități prin aducerea de utilități la poarta fabricii sau prin scutirea de taxe și impozite pe oarecare perioadă de timp. Este un lucru care s-a făcut în toată lumea și de asta vă spun că la un moment dat, dacă scoatem din patrimoniul consiliilor locale absolut toate suprafețele de teren, nu mai putem discuta de investitorul care vine și va trebui să cumpere suprafețe de teren pentru a-și dezvolta o afacere sau pentru a implementa o tehnologie în vederea dezvoltării locurilor de muncă. De aceea este o sabie cu două tăișuri care trebuie foarte bine, ca să zic așa, argumentată și foarte bine pusă în practică. Așa cum vă spuneam, eu cred că un referendum la nivelul localității în ceea ce privește scoaterea acestor suprafețe de teren din domeniul public și trecerea lor în domeniul privat ar fi de bun augur și atunci, bineînțeles, că am avea, având acceptul cetățenilor, aceste lucruri ar fi mai ușor de trecut peste ele. Sigur că tot la nivelul comunităților locale, așa cum spune legea 18.1991 cu modificările ulterioare, se spune că terenurile se reconstituie de regulă, atenție, de regulă, pe vechile amplasamente. Chiar dacă în marea majoritate a localităților s-au reconstituit pe vechile amplasamente, pentru că în comisiile de aplicare au fost oameni serioși. Atenție! Au fost oameni serioși și au ținut cont de oameni care încă erau în viață în 1991, dar mai sunt și acum în viață, care știu cu certitudine locurile cum erau și știu cu certitudine și vecinătățile locurilor care erau și atunci n-a fost sub nicio formă, n-a fost niciun fel de impediment la reconstituirea acestor drepturi de proprietate și s-a desfășurat și chiar s-a încheiat în unele localități în bune condiții. Dar la alte primării, unde Gheorghe, Vasile și Ion, care unul era cu... lucra pe nu știu ce grad avea, altul lucra prin învățământ și nu știu ce inspector era și s-a dat terenuri care nu le-a avut niciodată. Categoric că n-a mai avut de unde să-i dea la țăranului respectiv, care nu se mai înrudea cu unea Gheorghe, care n-a avut să teren în viața lui, s-a venit în localitate doar de 5 ani, dar avea pretenții să-i se reconstituie dreptul de proprietate. Da. Și din aceste inadvertențe a rezultat această situație ambiguă și din care nu se mai poate ieși astăzi și sunt cereri pentru încă o dată teritoriul României de reconstituire a dreptului de proprietate. Probabil că cineva, așa cum s-a plecat după 27 de ani asupra dosarului Revoluției Române și asupra mineriadii din 1991-93, se va apleca la un moment dat și asupra acestor reconstituirea dreptului de proprietate. Și eu vă spun că în momentul în care această lege se va închide, se vor găsi oameni cu foarte mult timp sau cu suficient timp să vor constitui asociații, așa cum a fost constituită și Asociația 21, care vor încerca să reconstituie acele drepturi de proprietate așa cum au fost ele, pe vechi amplasamente și în favoarea omului defavorizat, care din 5 hectare a primit 1 sau din 8 a primit 2 și care X din 1 a primit 15 sau din 2 16 și așa mai departe. Să fiți convins că nu rămâne nimic neplătit în lumea asta și că aceste situații mai devreme sau mai târziu vor fi analizate de factorii decidenți la nivelul fiecarei localități. Ca să încheiem într-o notă optimistă, eu sugerez tuturor cetățenilor care mai au de reconstituit, care mai au de recuperat terenul din patrimoniu, din detenția comisiilor de aplicare a legii 18 și care până la această oră nu li s-a reconstituit dreptul de proprietate să se adreseze instanțelor de judecată, că se pare că rămâne singurul, ca să zic așa, bastion de apărare în fața nedreptăților create de aceste comisii de aplicare a legii 18. Și bineînțeles că mă gândesc că, sigur, judecătorii în înțelepciunea lor vor avea ocazia să repare aceste nedreptăți sociale care s-au întâmplat de-a lungul anilor și, bineînțeles, să le dea oamenilor ce este al lor. Aș mai vrea să vă spun că de foarte multe ori au fost terenuri în curea, așa cum se numesc la țară, care începeau din locuința, din locuința pe care și-avea omul terenul, se continua cu fânețe, se continua cu pădure și ținea 2-3 km. Ei bine, a venit comisia locală și după 300 de metri a retezat-o și i-a dat-o lui Gheorghe, că era mai frumos și mai înalt, care n-a avut nici acolo. Eu când spun Gheorghe, spun cu ghilimele de rigoare, nu se subînțelege altceva. Gheorghe este un personaj mistic și a retrocedat în favorul unei terțe persoane care n-a avut niciodată acolo și bineînțeles că omul, în loc să-i dea pădurea în capul lui locului unde l-a avut el, a dat pădurea la 3 km distanță, că e mai frumos să care el cu spatele 7 pom de la 3 km decât să-și ia lemnul în condițiile în care îl marchează din spatele grădinii unelare. Ei, o să vedeți că și aceste lucruri nu o să rămână așa. Dar mai mult decât atâta frumusețea evenimentelor a constat în faptul că omul nu poate să-și taie lemne de pe terenul lui, că este obligat să facă N plus 1 demersuri și solicitări pentru a-și tăia o căruță de lemne sale pentru iarnă, dar societăți comerciale exploatatoare taie mii și mii și zeci de mii de metri cubi, sunt devalizate și, bineînțeles, devalizate păduri întregi pentru că sigur, aceste lucruri au rămas așa la voia întâmplării.
Vă mulțumim, domnilor și doamnelor, că ne-ați urmărit astă seară. Vă dăm o nouă întâlnire joia viitoare de la orele 17 cu o nouă temă de interes județean.